Secretarul municipiului Giurgiu, Petre Roșu, s-a pensionat și a anunțat oficial acest lucru în ședința Consiliului Local din data de 23 ianuarie. Petre Roșu are o vechime în muncă de 46 de ani, din care 36 de ani în administrația locală. A fost și a rămas secretarul municipiului, responsabil cu legalitatea tuturor deciziilor din 1990 și până la pensionare. În toți acești ani, Petre Roșu a fost un model de profesionalism, corectitudine și seriozitate. Pentru că a fost ultima ședință ordinară, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, domnului primar, consilierilor din mandatele anterioare și primarilor din mandatele anterioare, colegilor mei din primărie, colegilor din instituțiile cu care am colaborat, pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în realizarea misiunii celei mai importante a secretarului, aceea de a respecta și a aplica corect legea. N-a fost ușor într-o perioadă grea. O perioadă cu o legislație uneori contradictorie, de multe ori confuză și... Dar eu zic că mi-am dus la îndeplinire misiunea pe care am avut-o. Îmi încheie activitatea cu gândul, cu sentimentul datorii întâi. Nu s-a apropiat. Pentru viitorul secretar, un singur sfat. Să nu uite niciodată că singura garanție a acestei funcții este respectarea legii și fără compromisuri în aplicare. În rest, o colaborare bună cu cei din jur și totul la fel. Vă mulțumesc pentru asta. Să-i mulțumesc și eu în numele administrației orașului Giurgiu, în numele personalului din cadrul primăriei, pentru tot ceea ce a făcut în acești 5 ani jumate, în când mi-a fost alături, în tot ceea ce privește legalitatea și corectitudinea deciziilor care trebuia să le iau, să-mi permit să mulțumesc în numele primarilor care au fost, a domnului Tunaru, Dumnezeu să-l odihnească, și al domnului Lucian Iliescu, primari care au avut onoarea să-l aibă ca secretar pe domnul Roșu, pentru mulți care nu știu, domnul Roșu este de 36 de ani în administrație și de la 1 ianuarie 1990 sau imediat după 90, secretar al municipiului Giurgiu. A fost o păcăleală și a rămas așa. Vreau să ne arătăm recunoștința și să-mi arăt recunoștința pentru tot ceea ce a făcut pentru acest municipiu, pentru acest oraș. Și nu a fost un lucru simplu ca acea semnătură de legalitate pe tot ce a însemnat documente ale administrației locale să fie o semnătură corectă, legală și care a arătat adevărata valoare a domnului secretar, a domnului Roșu. Ne-am gândit împreună cu consilierii și haideți să vă las dumneavoastră că e Consiliul Local, aici scrie și primăria, să nu mi-arog drepturi mai mult, să-i ofer din partea primăriei municipiului Giurgiu pentru întreaga activitate în semn de înaltă apreciere a competenței, a onestității, a bunăvoinței și a spiritului de echipă cu care a desfășurat activitatea de administrație publică locală timp de 36 de ani, din care 28 de ani în calitate de secretar al municipiului Giurgiu, împreună cu cele mai calde și mai alese sentimente de respect, prețuire, această diplomă de onoare. Ea va fi la loc de tuturor celor care vor călca pragul casei, care prezenta ceva pentru acest oraș. Și chiar vă felicit și vă mulțumesc mult. Vă ofer aceasta și un buchet de flori, dați-mi. Și la mulți ani, că a fost ziua Domnului.
Dacă permiteți, îmi revine deosebită onoare ca în numele consilierilor municipiului Giurgiu să vă mânez o plachetă, diploma de recunoștință domnului Petre Roșu, pentru contribuția neîntreruptă timp de 28 de ani adusă la dezvoltarea municipiului Giurgiu în calitate de secretar. 1990-2018. Ne-am gândit să vă mânăm un mic cadou cu ocazia pensionării. Dacă vreți. Deci, aici. Atunci când veți merge la pescuit. Să puteți la loc. Nu pălărie, nu baston. Aici aveți un set complet. Dacă vii, ai de lucru. Dacă ce vă trebuie. E un pic mai complicat. Un set complet. De la însețe. Nu este totul. Aici aveți și minciogul în care veți scoate crapimaj. Da? Și având în considerare că s-ar putea ca timpul să fie călduros sau vântos, să aveți o pălăriuță. Iar aici un rotpot ca să puteți pune suport pentru lansete și muline. Obțină activ. Încă o dată vă mulțumesc mult. O ofertă de colaborare din partea primăriei. Da. Haideți să vă spun. Da. E bine să vă spun pentru că s-a transmis prin presă și au fost și binevoitori și răivoitori. Fiind în alt, fiind funcționar public, domnul secretar poate să explice lucrul acesta, și legea care permitea prelungirea cu acordul administrației până la 3 ani de zile, n-a apărut încă e pe la președinte, a trimis-o înapoi, deci legal nu mai poate continua această activitate de secretar. Mi-aș fi dorit să ne încheiem amândoi mandatul peste 2 ani jumătate. Chiar mi-aș fi dorit lucrul acesta. Viitorul primar urma să vină și cu secretar și cu echipă nouă și era decizia dumneavoastră. Singurul lucru care se poate face și pentru care putea opta domnul secretar era un post de contractual. Angajat contractual. Dar nu există primărie la ora actuală, la niciun compartiment, post contractual pe măsura calificării și pregătirii domnului secretar. Lucrurile nu sunt întâmplătoare, pentru că am înțeles și Consiliul Județean și-a manifestat așa dorința de a-l coopta pe domnul secretar într-o funcție, într-un post care să permită angajarea legală a dumnealui și să se mai poată folosi întreaga pregătire, experiență și profesionalismul domnului secretar Roșu. Eu sper că și știu de întotdeauna că oamenii valoroși își găsesc de lucru, nu trebuie să le caute altcineva de lucru și să-i pună cineva în anumite posturi. Sunt fel convins că secretar, prefect într-o anumită perioadă, eu zic că va găsi sigur un loc de muncă pe perioada aceasta, tocmai ca trecerea să fie mai lină de la perioada activă care a avut-o în primărie, la utilizarea acestor... Oricum ne lasă pentru la vară pe astea. Domnul primar, de la copca. Da, sper să fiu la sentimentul tuturor colegilor consilieri. Dați-mi voie ca să vă propun ca la ordinarea din luna februarie să-l declarăm pe domnul secretar Roșu, cetățean de onoare, pentru întreaga sa activitate și pentru liniștea care ne-a creat-o nouă consilierii prin acea semnătură de legalitate. Thank you.
că este prea mult. Mi-am făcut datoria și atâta. Meritați să vă permiteți-mi să vă urăm și noi, cei din Național Liberal, multă sănătate și nu altceva decât să mâncați pe insecta câți ani ați muncit. Deocamdată bine zis! Scris la PSD să stați neștiți. Și pentru că suntem la momentul plăcut de diversez. Suntem mai puțin, dar... Dar suntem gălăgiași. Îi urăm și noi, domnului secretar, nu să aibă o pensie activă, ci să-și găsească foarte repede de utilizat experiența pe care o are de atâta vreme în administrația publică, pentru că realitatea este că va face un bine comunității noastre în continuare prin utilizarea acesteia. L-am cunoscut pe domnul secretar, că am venit acum 22 de ani în această primărie ca director la Direcția de Administrație Publică Locală și știu că nu s-a schimbat niciodată. Rămâne același om onest, cinstit, serios, pe care ar trebui într-adevăr să-l declarăm cetățean de onoare și să-l arătăm ca un model al ceea ce înseamnă funcționarul public în această țară. Vă mulțumim pentru colaborare, să zicem așa, dar mai ales pentru securitatea pe care ne-ați asigurat-o prin semnătura și prin faptul că v-ați făcut datoria. Nu e puțin lucru să-ți faci datoria într-o țară ca asta și în vremuri ca cele pe care le-am trăit cu toții. Vă mulțumim. Din Abovist. Da.